Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local convocată conform dispoziției primarului. La ordine de zi avem și o suplimentare. Dar înainte de a proceda, adică proceda la suplimentarea ordinii de zi, să trecem la vot procesul dat din ședința anterioară. Dacă sunt discuți pe marginea procesului local, vă rugăm să luați cuvântul care dorește. Dacă nu, se spune la vot procesul dat. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abține. Vă mulțumesc. Deci, am zis că la ordinea de zi mai avem și suplimentare proiectul de hotărâre privind alegerea președintului de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristic, începând cu 1 noiembrie 2019. Iar acum să trecem la primul punct. Deci, pardon, să spun la vot ordinea de zi, suplimentarea ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Deci trecem la punctul 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al unității administrativ teritorial orașului Moldova la data de 30 iunie 2019. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Întrebăm dacă vreți să... Da, bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară din luna octombrie. Așa cum știți, în fiecare trimestru trebuie să aprobăm contul de execuție. El a fost prezentat. Suntem în situația în care, așa, pentru cei care urmăresc materialele, la venituri 74,14%, la cheltuieli 71,81%. Un sumar așa al acestor. O să avem referitor la anumite la solicitări, o să avem un punct cu evenimentele pentru perioada de iarnă și o să prezint și cheltuielile de detaliat pe partea de evenimente, așa cum s-a cerut într-o ședință anterioară. Dacă sunt ceva întrebări. Dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Punctul 2. Proiectul hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Uniunea Administrativ Teritorială orașului Moldova și Fundația Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale Central București pentru realizarea unui proiect pilot de testare a metodologiei unificate în cadrul proiectului Inițiativa Civică pentru Optimizarea prin Tehnologia Relației dintre Cetățeni și Autoritățile Publice. Inițiator Comisia Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, am inițiat acest proiect de hotărâre pentru încheierea unui acord de parteneriat. Acest proiect pe finanțare europeană ajută la îmbunătățirea transparenței decizionale din administrația publică și la o mai bună comunicare între cetățean și administrația publică și mai rapidă. Și consider că este util. Proiectul va fi până în decembrie. În aceste 3 luni aproape avem de învățat, nu necesită bani de la bugetul local. Gratuit ni se furnizează software-ul și toate celelalte necesare și gratuit doi colegi de-ai noștri vor fi instruiți în perspectiva îmbunătățirii comunicării cu cetățenii și cu întreprinzătorii, pentru că el are și secțiune de agenți economici. Dacă mai sunt niște întrebări, dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Vă cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor cultural-artistice ce se va organiza în iarna anului 2019 pe raza orașului Slănic Moldova. Inițiator, Comunul Baciu Gheorghe, primarul orașului. Așa cum am prezentat și ieri în comisii, vă supun atenției programul pentru
sezonul de iarnă și programul desfășurat până acum de manifestări, în principal pentru a obține un acord de la dumneavoastră privind funcționarea patinoarului pe perioada de iarnă. În sensul în care aș vrea să vă exprimați acordul. Noi avem acolo toate variantele puse pentru patinoar și cu închiriere și cu plata curentului și apei. Eu mă angajez în fața dumneavoastră ca după ce obținem acest acord să venim să testăm piața și să venim la Consiliul Local și să cerem aprobare pentru suma eventual necesară. Fac o precizare că la controlul pe care l-am avut recent a fost verificată și achiziția pe care am făcut-o pentru patinoarul de acum 3 ani de zi. Da? Și s-a constatat că a fost totul făcut corect. Respectiv, noi vom scoate pe piață, vom întreba piața cine vrea să vină cu patinoarul ăsta din Moldova. Cum am discutat ieri, Comisia de Urbanism să analizeze dacă varianta veche de a pune patinoarul aici este bună sau dacă varianta propusă de a pune patinoarul pe terenul de sport de lângă biserică este bună. Nu avem diferent de asta sau poate, cum s-a discutat ieri în comisie, poate vine un alt investitor cu un patinoar pe lângă pârtie sau nu știu ce discuție am mai auzit. Vreau să fiți... unde să punem lucrurile? Nu știu. Deocamdată nu vreau să vă cer doar acum. Și acum să vă citesc evenimentele. Pentru 1 decembrie, Ziua Națională a României, o să vă spun și bugetul propus, ca să nu avem după aceea discuții. Noi am propus 6.000 de lei. Pentru închiriere patinoar, avem variante cu... adică am pus toate variantele pe care le-am găsit pe SICAP. Și cu 3 luni de zile cu 600 de metri pătrați și cu o lună cu 185 de metri pătrați și varianta pe zi, dar asta e puțin probabil, pe 3 luni cu 300 de metri pătrați și varianta în care acoperim doar costurile în ceea ce privește curentul apa și varianta în care închiriem noi patine și le vom vinde biletele și toate celelalte. E puțin probabil că avem noi logistica necesară să administrăm un patinoar în situația în care o să închiriem, așa că cel mai probabil o să încercăm să încurajăm pe cineva să vină și să facă acest lucru și care ne cere cei mai puțin bani sau deloc, poate, găsim pe cineva. Noi ne dorim să avem această investiție. Concertul de colinde, pentru acesta nu am pus buget, o să încercăm să încurajăm pe cei care sunt colindați să contribuie. Festivalul de obiceiuri și tradiții pe rit vechi, 5.000 de lei. După cum știți, organizăm de 3 ani pe 6-7 ianuarie. Aici este trecut 4 ianuarie, dar doar pentru că așa cade weekendul, dar noi o să stabilim la vremea respectivă. Probabil cel mai bine să facem pe 6 sau pe 7 în funcție de cum vin turiștii din Republica Moldova. În principal vrem să atragem și noi centre de urși și obiceiuri de ale noastre care să îi colinde, să îi bucure pe turiștii pe rit vechi. Sărbările zăpezii, 24-26 ianuarie. Bineînțeles că asta depinde și de vreme. Da, anul trecut, spre exemplu, nu s-a putut organiza. Dar ăsta am pus buget 75.000 de lei. Deocamdată suntem în situația că bugetul pe taxa specială ne permite să cheltuim anul acesta. Și dacă ăsta este deja pus pe anul viitor, atunci o să găsim, vedem cum ne încadrăm cu bugetul pe anul viitor. Evenimentele din 2019, având în vedere și solicitările dumneavoastră pentru a vi le comunica. Deci festivalul de obiceiuri și tradiții basarabene, care a avut loc pe 5-6 ianuarie, s-a cheltuit suma de 5.000 de lei. Ziua Mondială a Sănătății, 8 aprilie, nu s-a cheltuit niciun leu.
concurs de backgammon nu s-ar cheltui niciun leu. Slănicul fără gunoaie s-ar cheltui 750 de lei din sponsorizări. Hand-to-hand fighting, 11-12 mai, nu s-a cheltuit niciun leu. Am pus la dispoziție sala de sport și atunci aveți sunt detaliate. Off-road-ul, campionatul de etapa națională, nu s-a cheltuit bani. Ziua copilului, Olympic Day, a fost Comitetul Olimpic Român, sponsor BDI, nu s-au cheltuit bani de la primărie. Ziua eroilor de înălțare s-a cheltuit suma de 200 de lei, coroanele pentru eroi. Exatlon, nu s-a cheltuit niciun leu, Comitetul Olimpic Român și Universitatea din Bacău. Festivalul de umor s-au cheltuit 26.800 de lei și 200 de lei pentru bere. Conferința internațională ETA, 18 iunie, nu s-a cheltuit niciun leu. Zilele apelor minerale, 750 de lei pentru coffee break. Festivalul de tradiții ucrainiene, 5.580 de lei pentru artiștii care au fost acolo. Pelerinaj la Muntele Bolovan nu s-a cheltuit niciun leu. Maraton Legendele Nemirei s-a cheltuit suma de... Nu s-a cheltuit de la primărie, 2.000 de lei sponsorizare de la o persoană fizică. Cupa Stănic la fotbal nu s-a cheltuit niciun leu de la primărie. Zilele Stănicului, 92.344 scena și artiștii și 5.000 de lei masa pentru meșteșugarii pe parteneriatul cu Consiliul Județean. Fanfara de la Cahul, 19-28 iulie, 9.894 de lei. Festivalul de film, 630 de lei acord drept de proprietate, 300 de lei taxa de difuzare și 100 de lei pentru afiș. În context, 10 august, 15 septembrie, din sponsorizări și din bugetul pe care l-a avut asociația, primăria nu a pus bani. Festivalul de tradiții basarabene, 1.728 de lei. Fanfara de la Ialoveni, 5.400 de lei. Ziua Limbii Române, 31 august, nu s-au cheltuit bani de la primărie. Ceremonii militare pe dealul Cireșoaia, 11.650 de lei, cu tot cu masa militarilor și fanfara și ce-a mai fost acolo. Răvășitul oilor, 11-13 octombrie, 4.760 de lei, scena, respectiv scena, și premierea familiei aici este 5-4.000 de lei, lucruri pe care dumneavoastră l-ați aprobat. O supun aprobării evenimentele pentru perioada de iarnă, sub rezerva pe care v-am comunicat-o, că pentru acest punct sensibil patrimonial voi veni în Consiliul Local la ședința următoare, pentru că noi trebuie maxim, adică ar fi ideal de 1 decembrie să pornească, da? Și până atunci noi să avem baza pe care să facem această cercetare de piață, urmând ca imediat după ședința următoare, probabil dumneavoastră veți fi de acord cu una din variantele propuse și să punem în funcție acest obiectiv. Dacă mai sunt și alte întrebări. Am avut o intervenție și anul trecut și a zis că se va ține cont, probabil că n-a fost prea bine auzită. Noi la Slănic Moldova am putea să facem în perioada dinainte de Crăciun și până după anul nou, până după Sfântul Ion, să facem o murășelă a copiilor. Și tot așa, zic eu că atât cu aportul unității administrative teritoriale, cât și a investitorilor din oraș, de asemenea cu invitați care să aducă niște chestiuni, pentru că eu v-am spus și anul trecut, sunt organizate în țară orășele, chiar într-o orășele mic, vă dau, de exemplu, Gherla sau Bârladu, să vedeți ce fac Bârladu.
și vin din mai multe localități în perioada aceasta. Păi weekend, vine weekend, e perioada de sărbători, oamenii n-au liber. Și s-ar crea o emulație de persoane în Slădic Moldova. Și zic eu că ar trebui să ținem cont că celelalte orașe văd că din jur nu se omoară pentru chestia asta și ar fi o chestie wow din partea Slădicului. A doua chestiune, pentru că tot a fost acuzat cu inspector Pro, care am luat-o degeaba, aș vrea să vă propun, dacă vă uitați sâmbătă, da, pe B1, fiecare sâmbătă să face reclama unei stațiuni. Și zic eu că dacă banii ăștia care se strâng din taxa de stațiuni mai sunt anul ăsta, să facem o reclamă anul ăsta, că se plătește, eu pot să vă dau telefonul celor care se ocupă, nu e o sumă extraordinară, poate să participe și investitorii cu ceva, adică într-un parteneriat așa, să facem reclamă stațiunii, adică dacă inspector Pro arată și ce mai e bun, poate că putem și așa. Pentru că am văzut, dacă v-ați uitat ultima dată, la Herculane a arătat inspector Pro și trebuia să arate, că e de asta a spus, să arate numai rău. Asta e misiunea lor. Dar după aia investitorii, cei care au făcut Afrodita, Diana și celălalt, au venit și au arătat ce au făcut prin această emisiune. Fiecare sâmbătă pe B1. Și zic eu că am putea să facem cu adevărat reclamă. Și din banii ăștia, că ați zis că pentru reclamă sunt strâși și eu... Promovare. Promovare. Este o promovare. Reclama este deci, un mod de promovare. Ei nu promovează o unitate anumită. Orașul, stațiunea. Am înțeles. Astea sunt două, zic eu, ca să completăm acolo. Bine. Dacă se poate, dacă nu. Eu am reținut această problemă și vă promit că în momentul în care vin cu luna viitoare cu patinoarul, să analizăm, să vedem pe buget. Respectiv, la propunerea de anul trecut, știți foarte bine cum am fost anul trecut cu bugetul. Adică anul acesta, anul trecut am fost la jumătatea bugetului pe anul acesta. Adică numai bine văd și întreprinzătorii că pe măsură ce se strâng acei bănuți de la recepție și din parcare reușim să facem mai multe evenimente. Am reținut cele două propuneri. Data viitoare o să... Când o să venim să completăm asta, atunci o să vă... Da, cred că este pe Părășelul Copiilor și atunci o să sponsorizeze și investitoare. Bineînțeles, dar se poate cum făceam pe timp. Doamne, tu faci povestea ca Bacuteiești, tu faci... Am înțeles, ce? Am înțeles. Și să continuăm așa în bătaie jos. Facem ceva care, într-adevăr, să fie pentru o stațiune, pentru... Bun, am reținut acest aspect. Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Să spunem la vot cine este pentru. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind soluționarea solicitării instituției prefectului județului Bacău de revocare a hotărârii Consiliului Local Slănic Moldova numărul 74 din 31.05.2019. Inițiatorul Comis Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da. Așa cum am vorbit și la comisie, această hotărâre de Consiliul Local este dată mult înainte de ordonanța prezidențială, respectiv dacă celelalte două au fost date pe 12 și ordonanța a fost pe 5, ea a fost dată mai înainte, s-au parcurs și etapele de licitație, prefectura ne-a notificat în acest sens. Eu v-am comunicat exact cum stau lucrurile. Avem un investitor care vrea să facă acolo, să dea drumul la o stație PECO, de altfel o stație de carburanți care nu există în Slănic Moldova. A durat aproape 2 ani litigiu cu vechiul furnizor, vechiul prestator de servicii. Din păcate, avem și debite de încasat de pe urma acestei concesiuni. Eu vă las pe dumneavoastră să analizați și să luați cea mai bună decizie. Există, cum am discutat și în comisii, păreri și pro și contra. Obligația mea a fost ca această notificare a prefecturii să o propun ca un proiect de hotărâre și vă rog să vă exprimați punctul de vedere. Da, domnul. Da. Eu, atâta timp cât s-au respectat la timpul ăla toate vigorile legii, la timpul ăla am înțeles că s-au respectat odată ce s-a creat și licitații și așa mai departe.
Atunci consider, cu tot respectul pentru forul județean, prefectura județului, și am în vedere că acolo sunt oameni care zic eu că poate să judece și, eu știu, această notificare poate că a venit din partea unui compartiment al lor. Și dacă se va vedea că nu se aprobă de către noi, ne trebuie să spunem, doamne, la timpul respectiv a fost legal, la timpul ăsta, dacă noi respectăm ceea ce spune prefectura, ca niște umili, vom suferi celelalte probleme din partea proprietarului care are tot dreptul să ne dea în judecată pentru că el este ilegal acolo, din punctul lui de vedere. Și că s-a întâmplat acea ordonanță sau ce a fost atunci, e altceva. Deci noi, dacă vom aproba, vom plăti proprietarului, cel, adică investitorului, cine știe ce dau, care le poate invoca. În adresa prefecturii este menționat că nu a fost respectat obligația de a fi intabulat, era prevăzută și în legea 50, care era în vigoare la momentul acela. Bun. Aici să vă zic ceva, proprietarul actual nu are nicio vină. Da. Și îl dă în judecată lui, eu am luat ceva care mi s-a zis că e legal. Acum. Și pe urmă, mai dăm și niște bani. Legea se aplică retroactiv. Nu, dar era în vigoare. Nu, este vorba de faptul că noi, în vechea, când s-a dat prima dată terenul, noi am discutat în comisie la vremea, și în s-a dat, erau 1000 și ceva de metri tot terenul. Celălalt utilizator de stație PECO și-a ales 700 sau 1000, era 1200 și-a ales 1000, cum e gardul, cum e nevoia aia. Și noi, practic, suntem acum cumva în situația în care toți 1200 de metri trebuiau cadastrați și concesionați. Noi deja avem solicitare pentru diferența de 200-300 de metri. O să dezmembrăm acest teren, îl scoatem și pe ăla la licitație și când o să vină cineva să constate, o să vadă că nu am avut partipriuri, a fost licitație, doi membri din Comisia de Licitație sunt aici de față, nu avem alte încălcări ale... De fapt, materialul de la prefectură îl aveți, nu cred că e cazul să mai... Dacă mai sunt și alte întrebări. Este și o necesitate orașului. Avizul cu fără prefectură putem trăi fără PECO mai mult. Cum stabilim? Să revocăm sau? Putea să votați. Cine este pentru revocare? Comisiile, nu? Pentru... Nu. Pentru respingere, nu? Deci dacă votați da, înseamnă că anulăm actul administrativ. Dacă votați nu, înseamnă că îl păstrăm. Și urmează calea asta. Da, mă, că pentru primul variant. Pentru primul variant. Chiar! Acum nu mai putem să spunem cum respinge. Deci, da, să respingem cel și prefectura. Că, adică aș vrea să spun, da, da, eu trebuie să mă țin la doar. Eu trebuie să mă țin la doar. Mai dacă poți să influențezi... Păi nu, tocmai asta e că... Păi, am vrut să-mi influențezi votul. Nu, nu, nu. Deci până la vot, prima variantă ca așa domnul primar. Traficul de influență. Ce supui, mă? De ce a spus prefectura, mă? Ce este pentru suspendare? Nu? Nu, nu, puneți întrebarea la modul. Cine e pentru revocare? Pentru revocare, dacă votați pentru încă o dată, ar fi treaba clară. Dacă ați votat pentru, atunci îi dăm dreptate prefecturii și anulăm actul administrativ tot. Dacă vă abțineți sau votați împotrivă, atunci înseamnă că nu anulăm aceste acte, păstrăm decizia dumneavoastră de acum 4 luni de zile sau cât a fost. Nu. Deci... să spun la vot cine este pentru revocare. Poate ține cont și de toate concesiunile de normă, de 98, până în pace? Deocamdată discutăm doar de aceasta. Adică vreau precedent. Este adevărat că și toate celelalte concesiuni s-au dat la fel. La fel. Da. Deci, bun. Deci, să spun la vot pentru revocare. Cine este pentru? Mă mulțumesc. Atunci, dar împotrivă și abținere.
Abținere. Cine e cu abținere, cine e împotrivă? Domnul Doreanu, domnul Bertalan 3, domnul Catană 4, domnul Rotanu 5, domnul Codescu 6, domnul Ate 7, domnul Moraru 8. Deci, și ce l-ați împotrivit? Înseamnă că se le... Nu mi-am anulat votul, sunt împotrivă. Asta nu se înțelege. Dacă împotriva revocării, care ți-a și la vot, nu mă participa. N-are voie să vă da. Și câte sunt? 8 împotrivă, abține. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, Dar având în vedere că nu este nimeni pentru, atunci... Încă o dată, vă rog să ridicați și până la urmă. La abținere, da? La abținere, da. Ce votăm? Cine se abține și cine se... Vot revocare a hotărârii Consiliului Local. Pentru nu a fost nimeni. Pentru abținere, dar... Abținere, eu la abținere mă împotrivă, tot spus asta. Un vot înseamnă că respinge revocarea. Haideți să atunci puneți la vot respingerea prefecturii și mințirea. Dar de ce, mă, dacă scrii clar aici, de ce să mai... Dacă scrii alt pe negru, ce este aici? Asta fac! Mă abțin! Și gata. Puneți soluționare. Câte sunt împotriva? Doamna secretar. Cereți votul împotriva. Împotriva revocării. Domnul Munteanu și domnul Rade. Da. Așa, pentru revocare... Nu, mai puțin, dar ați schimbat. Ce scrie în proiectul de hotărâre? Nu scrie nimic, este soluționarea. Și a, soluționarea, am înțeles. Da, acum îi confuzăm pe dumneavoastră. Păi, deci, am vrut. Bun, acum, coordonat dumneavoastră, haideți ca să mă bag eu. Astăzi, s-a spus pentru revocare. Pentru revocare... Deci, așa ați spus la votare, revocarea hotărârii. Am luat împotriva domnul Munteanu și domnul Rate. Pentru nu este nimeni. Faptul că mai mult de jumătate nu s-au pronunțat împotrivă, atunci înseamnă că nu s-a dat o soluție. Da? Nu? Înțeleg, doamne secretar? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă în etapa următoare? În etapa următoare, procedura va ataca actul administrativ este suspendat de drept cât durează procesul, pe care cred că vom pierde. Nu. Și ajunge tot la revoluție. Hotărăște. Bun. Da, domnul președinte. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de cesionare a dreptului religioase în legătură cu imobilul situat în Sfântul Moldovar, de sub Bacău, strada Vasile Alexandrei, constând în teren curs construcții gravilan, suprafață de 5228 de metri pătrați și clădire complex casino, în suprafață de 1847,61 metri pătrați, imobile vândute la licitație publică în dosarul de executare 137/2013 al Bej Necula Sorica. Începătorul Comisul Baciu Gheorghe, primarul Vlasă Cine Moldova. Bun, eu am, așa cum v-am prezentat și ieri în comisii, am participat la adunarea creditorilor de la SCP la Moldovei S.A. Am constatat că pe ordinea de zi era cedarea
drepturilor litigioase către un SRN, drepturi litigioase aferent terenului pe care stă cazinoul din Stănic Moldova, care însumează 5.228 de metri pătrați, 27,70, 228,16. Respectiv, dacă o clădire cu suprafața de 1847 stă pe 5.228 de metri pătrați, înseamnă că prin prejurul cazinoului există terenuri care sunt acum tranzacționate sau drepturi litigioase pe care le revendică unul sau altul. Solicitarea mea este, având în vedere că suma este mică, 10.000 de lei, noi trebuie să oferim mai mult de 10.000, însemnând 11.000. Da? Noi propunem, propunerea mea este să preluăm noi aceste drepturi litigioase. Ocazie cu care vom cheltui într-adevăr 11.000 de lei, dar vom afla care este situația acestui teren, pentru că în mare parte el este, reprezintă căi de acces vitale pentru stațiunea noastră. Nu putem să gândim că se pune gard că orice proprietar după aceea poate să ceară limitarea accesului. Noi nu putem să gândim vreodată că prin fața cazinoului nostru nu se poate circula oricine. Și că închidem așa ca o insulă, aici e cazinou și eventual un gard, nu știu ce o să se întâmple. Și vă cer acest acord și după aceea noi o să vă informăm de fiecare pas, da, de da, fiecare... Acolo există o anomalie extraordinară și de dovedit frană. Bun, n-ai cum să aibă sub casa mea unul prăvălit. Domnul Munteanu, eu vă asigur că dacă intrăm... Dacă era un izvor, da, sau o mină, da. De fapt, noi ce o să facem? Imediat, dacă dumneavoastră dați acordul favorabil, vom cere preluarea dreptului litigioase și vom reprezenta, practic, Perla Moldovei în acest litigiu. Și atunci vedem ce acte are unul, ce acte are celălalt, vom fi la masa discuțiilor și judecătorul va stabili dacă terenul ăla de drept este al unui SRL sau dacă, în funcție și de argumentele pe care noi o să le aducem, este corect să vină la primărie, să fie administrat de Unitatea Administrativă Teritorială. Doar nu sunt și alte discuții? Scuze, Mariana, spuneați că reprezentăm oate, nu pe anul. Noi preluând creanțele litigioase care sunt acum între Perla Moldovei și altcineva, cel mai probabil proprietarul cazinoului. Noi, din momentul în care le preluăm, preluăm și dosarul litigiului. Și ne ducem acolo ca reprezentanți, noi dăm niște bani la Perla Moldovei, la lichidatorul de la Perla Moldovei și din momentul acela preluăm toate drepturile. Dacă ar câștiga prin absurd Perla Moldovei, are hotărâre judecătorească definitivă că este proprietar. Dacă ar câștiga celălalt, are hotărâre. Dar dacă noi preluăm asta, putem să avem noi hotărâre că este terenul primăriei și să stingem o problemă. Să presupunem că pierdem acest proces, dar vom avea toate bazele puse pentru a revendica, pentru a face următorul pas, care înseamnă că într-un final și terenul, și cazinoul, și toate ce trebuie să vină înapoi la primărie. Ele n-aveau ce căuta în domeniul privat niciodată și faptul că sunt în domeniul privat, noi trebuie să respectăm legea care spune că proprietatea privată este... protejată de lege. Proprietatea privată este protejată de lege. Respectiv, noi nu avem nimic cu proprietarii, ci vrem să nu se tranzacționeze acest teren de importanță mare între privați, să fim și noi... Dar ghinionul la este că nu poți face nimic acolo, este monument și... Nici noi nu înțelegem de ce se face, da? Dar nu, până la urmă, eu vă cer votul dumneavoastră, am conștiința că v-am informat, v-am supus votului, dumneavoastră veți spune da, luptați mai departe să vină la primărie sau nu ne interesează ce se întâmplă cu aceste...
terenul și... Aici vreau să fac și o precizare. Am stat de vorbă cu cetățenii și din Vale și aici în stațiune și am ridicat o problemă în legătură cu acest complex casino. Și vă spun sincer că oamenii au spus, prin faptul că casinou era în administrația publică locală la primărie până când s-au intervenit aceste cumpărători sau cum i-au fost la stat, cred că au fost la pierd, apoi au fost. De ce să ajungă la privat? De ce să ajungă să... Deci mulți cetățeni și special bătrâni spun că simbolul nostru al sănicului l-am pus la vânzare. Și așa că... Nu noi l-am pus. L-am găsit deja. Au fost pus la vânzare și au luat alții din afară care au venit și stă pe ragină. Și o să ajungem cu cazinul de la Constanță. De ce n-au venit să apele toate astea? Pentru că, știți... Așa a fost legea atunci, cine știe? Care și acum foarte de grijă... Am fost păcăliți. E bine că să nu pățesc ceva. Da. Dar la un moment dat, dacă știți, 1999 a rămas singurul Venus funcționând. Totul luat, cine a luat, le oprit, s-a stins și cei care sunt, care spuneți dumneavoastră, ei lucrau până la Perla. Lucrau. Și au plecat... Dar cine a ajuns la Perla prin naționalizare și s-a naționalizat clădirea. Și terenul nu și terenul din jur. Da. La naționalizare s-a făcut. Eu vă asigur că vom lupta pentru acest obiectiv. Vreau să... Fără cazinoul de la Sănic Moldova, terenul și toată această facilitate, noi practic...